După aceea Domnul mi-a spus, robul meu, îți voi arăta iadul. Deci am spus, Doamne, nu, nu voi putea fi capabil să suport. Cu tot ceea ce Tu mi-ai arătat deja, mi este suficient. Și Domnul mi-a spus, robul meu, îți voi arăta iadul, astfel încât să spui bisericii mele și oamenilor că există un cer, dar există de asemenea și iadul. Am început să mergem în jos și mai jos. Noi eram încă departe de iad, atunci când am început să auzim strigăte și jale mare. Atunci am spus, Doamne, te rog frumos, ia-mă de aici, pentru că nu voi fi capabil să fac fața acestui lucru. Domnul mi-a răspuns, uită-te, robul meu, nu-ți fie frică, pentru că eu sunt cu tine. Ne-am dus în jos prin anumite tuneluri, era un mare întuneric în acel loc, un întuneric care nu am mai văzut niciodată pe pământ. Am mers pe lângă unele ziduri și am auzit atât de multe suflete strigând, strigăte de durere, spaimă și suferință. Domnul a spus, copilul meu, să mergem mai departe. Ajungeam la un loc unde o persoană striga. Am întrebat pe Domnul, Doamne, de ce ne-am oprit aici? El a răspuns, uită-te, fiule, uită-te foarte atent la această persoană, pentru că această persoană a fost o rudă de-a ta pe pământ. Și am spus, Doamne, cine este? Eu nu recunosc această persoană. Domnul mi-a spus, această persoană a fost bunica ta în timpul de pe pământ, dar ea a fost foarte necredincioasă, de aceea ea este aici acum. El a spus, te rog să-mi dai apă, ia-mă afară de aici, pentru că eu nu mai pot suporta această durere mare. E atât de sete, dar n-am putut face nimic. Singurul lucru pe care am făcut a fost să plâng. Am spus, Doamne, pentru mila ta cea mare și infinita ta bunătate, scoate-o de aici. De ce ea este aici? Căci părinții mei mi-au spus că ea este în rai. Domnul mi-a spus, robul meu, preotul a spus părinților tăi că ea a plecat la ceruri, dar aceasta a fost o minciună, deoarece ea s-a închinat înaintea imaginilor și a icoanelor. Ea le adora. Și uite că acum aceste imagini nu o pot salva. De multe ori am bătut la inima ei ca să fie deschisă, ca să intru în viața ei, dar în schimb ea a decis să-și bată joc de cuvântul meu. Ea a decis că era mai bine să urmeze lumea decât numele meu de onoare. Și de aceea ea este aici. Ea n-a vrut să accepte cuvântul meu, ea n-a vrut să se pocăiască și preotul le-a spus că ea a zburat la ceruri și că ea este deja în locașurile cerești. Dar aceasta a fost o minciună. Uite, robul meu, în ce hal este ea acum. Plângea într-o mare agonie. Ea a spus, dă-mi apă, ia-mă de aici. Domnul a spus, robul meu, eu nu mai pot face nimic acum. Acest suflet nu mai aparține. Ne-am întors și am plecat și a strigat la mine. Nu, nu mă lăsa aici, dă-mi apă, ia-mă de aici. El nu putea face nimic. Am continuat să ne uităm la mai mulți oameni. Sufletele acestea încercau să apuce hainele Domnului zicând, ia-ne de aici. Dar Domnul le-a spus, voi v-ați depărtat de mine, pentru că voi nu mai aparțineți, voi sunteți ai satanei și demonilor lui. Era un loc teribil, cu atât de multe suflete, atât de mulți oameni. Am continuat să mergem și am ajuns la un loc foarte înspăimântător. Și Domnul mi-a zis, uite, fiule, îți voi arăta tronul lui Satan. I-am spus, nu, Doamne, nu vreau să văd acest tron. El a răspuns, robul meu, nu-ți fie teamă, pentru că eu sunt cu tine. Apoi, ajungeam la un loc teribil de înfricoșător, am văzut un scaun imens de enorm cu Satana pe el așezat. El avea unghiile mari și râdea și ea râdea și nu se putea opri din râs. Am văzut de asemenea demoni peste tot. Am văzut demoni de dimensiuni diferite, am văzut cetăți și mulți alți demoni diferiți. Am văzut cum Satana dădea ordine la demoni, comenzi pentru a merge pe pământ, pentru a provoca tot felul de lucruri rele. Am văzut cum acei demoni se apropiau și provocau accidente, măceruri, lupte, divorțuri și tot felul de lucruri rele. Apoi au venit jos și au raportat lui Satana tot ce au făcut și Satan a râs și iar a râs. Satan a premiat pe demoni și demonii au început să sărbătorească în cinstea lui și să-l laude cântându-i. Am văzut cum Satana avea atât de multe planuri pentru a distruge creștinii, planuri mari pentru a distruge slujitorii lui Dumnezeu. Am văzut imense biserici și congregații care erau pline de modernism. Domnul a spus, uită-te, slujitorul meu, aceste biserici sunt posedate de Satan și nu vor avea posibilitatea de a veni la mine. Domnul mi-a arătat cum demonii provocau ucideri atât de multe și cum toate acele suflete ajungeau apoi în această condamnare, un loc oribil. Am văzut un cuptor și Domnul a zis, uite, fiule, acesta este iazul de foc. De fiecare dată când demonii provocau masacre, toate sufletele cădeau în acest loc. Focul nu-i consuma, nu-i topește. Sufletele strigau cu durere și groază și demonii veneau înapoi la tronul lui Satan și îi dădea raportul de tot ceea ce ei au săvârșit pe pământ. Satana doar râdea și râdea și dădea premii demonilor.
Demonii apoi cântau și săreau în sus pentru el și făceau tot felul de lucruri pentru a-l sărbători. Satan apoi a râs cu bucurie și mântie că toate sufletele au ajuns în iad. Cădeau în iad secundă după secundă. Am simțit de asemenea multe sentimente demonice în acel loc și multe fortărețe. Am spus, Doamne, te rog, scoate-mă de aici, nu mai pot sta. Demonii schingiuiau și chinuiau sufletele acolo. Sufletele strigau, lasă-ne în pace, lasă-ne în pace, nu vrem mai multe chinuri, vrem pace. Și demonii râdeau, amin.